Salutare lume, eu sunt Dante Leoteu și v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. De fapt, bine v-am găsit la un nou chest opening, deoarece episodul ăsta se numește În căutarea Mega Knight-ului. De ce? Vă întrebați de ce? Pentru că avem aici un Legendary, încă un Legendary, un CC, adică Clan Chest, și aici avem un mic, micuț cestuț de la turnament, ok? Deci, căutăm Mega Knight-ul, deoarece i-o dat deploy, așa frumos, release, și căutăm Mega Knight-ul. Deci avem două șanse mari de a primi Mega Knight, după ce avem cele mai mici șanse de a primi Mega Knight, ok? Bun, hai să începem cu cel mai micuț. Bun. Chestii. A, da. Doar atâta. Bun, hai să continuăm ce avem mai micuț pe aici. Da. Cred că Clan Chest-ul, să zicem. Sau Giant-ul, hai cu Giant-ul. 800. Arcașe. Barbarians. Mortare și ce va fi rarele. Ia să vedem ce rare sunt. Ai de capul meu câte Inferno Tower-uri. Bă, trebuia ceva mai bun. Acum continuăm cu Clan Chest-ul. Hai, ceva hype. Nu uitați să dați like, share, subscribe. Video asta, adică chest opening-ul ăsta trebuia să apară pe live, pentru că e unul destul de micuț. Dar am zis să îi dau record, că astăzi n-am reușit să fac live. Și de-abia astăzi e oferta asta de legendarii. Deci hai să continuăm cu Clan Chest. Bun. Deschidem. Iarăși știm ce avem. Bun. Bag o dată. Bun. Wiz. Furnace. Fireball. Tesla. Valkyra. N-avem legendară, băieții. Bun, deci avem Giant Scale, ceva ce nu ne place. Chiar nu-mi place deloc Giant Scale-ul. Ok. Acum hai să vedem ceva hype pentru Legendary Chest. Ok. Care să fie primul? Asta de la shop sau asta de aici? Asta de la shop sau asta de aici? Hai cu asta de aici. Bun, hai să vedem ce primim. Rugați-vă pentru Mega Knight. Mega Knight, Mega Knight. Ice Wiz. L-am deblocat. Merge. Merge. Dar noi vrem Mega Knight-ul. Hai cu Mega Knight-ul. Hai că deja am plictisit. Știm că o să primim Mega Knight, doar ce? Nu primim noi Mega Knight? Ce naiba? Futu-ți prințesa, futuna. Da, și cam asta a fost și cu video-ul ăsta. Păi, atunci va trebui să facem rost de Mega Knight legit. Adică, cum legit? Așa, cu bănuți. Vedeți bănuții ăștia de aici? O să trească să strângem. Adică o să trească să cumpărăm de la Shop Mega Knight-ul, din păcate. Da, măcar am primit Ice Wiz, am deblocat Ice Wiz-ul, dar nu și Mega Knight-ul. Lasă că pe ăla-l cumpăr. Nu-i bai. Și logo-ul, nu știu ce fac, ăsta, nu știu ce, de unde îl primesc. Măcar acum aia câte carduri avem. 73, da, normal. Mai avem 3 de deblocat, deci avem 73 de carduri. Legendarele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și aici 10. Șmecher. Am primit măcar Ice Wiz-ul, care eu zic că e destul de powerful de când i-o dat buff-ul ăla. Dar nu-l folosesc din păcate, deci. Da. Păi, mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip, sper că ați dat un like și ați dat subscribe dacă sunteți noi și
în comunitatea mea de pe canal. Nu uitați să vă abonați din nou toate cele, să apăsați pe clopoțel, asta vreau să zic, cel mai important, clopoțelul. Să vedeți când fac live, pentru că fac multe live-uri, ok? Deci cam asta a fost. Prințesa e prințesă. Aș putea să fac logbait. Aș putea. Numai că... Da, n-am logul. Aia e singura legendară care am nevoie pentru logbait. În rest, am totul. Bun, deci, ca de fiecare dată, cred, o să ne vedem data viitoare. Ciao. Da, și după cum puteți vedea aici, am deschis Magical Chest-ul din greșeală. Ce porcărie, deci trebuia să se întâmple, nu? Trebuia să deschid din greșeală Magical Chest-ul ăla. Da, după cum puteți vedea pe acolo, am primit ce am primit. În păcate am primit Giant Skelet. Nu e bai. Da, sper că v-a plăcut. Nu uitați continuare să dați subscribe, like. Și da, cam asta a fost. Bye.